Copiii din centrele Direcției Generale de Asistență și Protecție a Copilului Gorj au început pregătirile pentru sărbătorile pascale. Alături de angajații structurilor, beneficiarii vopsesc ouă și decorează spațiile în care au activități. Acțiuni similare în familiile care se pregătesc de Paște. Pregătirile pentru sărbătorile pascale sunt în linie dreaptă în serviciile sociale subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Gorj. Astfel, în această săptămână, săptămâna mare, beneficiarii din centrele rezidențiale de adulți și copii vor participa la activități tematice, cum ar fi vopsirea ouălor, dar și pregătirea de felicitări și diverse ornamente pe care le vor folosi ulterior în ornarea locațiilor. În zilele de sărbătoare, cei peste 500 de beneficiari vor avea parte de meniuri festive prin gustarea produselor tradiționale. Cât privește meniul pascal, și în acest an, DGASPC Gorj s-a preocupat ca toți beneficiarii să aibă pe masa de Paște produse tradiționale, cum ar fi ouă roșii, salată beof, sarmale, drop de miel, friptură de miel, cozonac și prăjituri de casă. La ora actuală, în serviciile sociale rezidențiale subordonate de DGASPC Gorj, sunt aproximativ 530 de beneficiari, dintre care 170 sunt copii. La cererea familiilor, o parte dintre copii vor petrece sărbătorile pascale în sânul familiei alături de cei dragi. În această perioadă, beneficiarii au posibilitatea de a vizita lăcașuri de cult, de a participa la slujbe religioase și de a respecta obiceiurile creștine.